Salut! Sunt Sami și astăzi vom citi devoționalul împreună. Braden, Jeremy, Ted, Andy, consilierul cabanei, îi trezi pe copiii aflați în grija lui. Îmbrăcați-vă, domnilor! O să urcăm pe munte! La început, băieții s-au întrebat de ce îi trezea Jason la 3 dimineața în ultima noapte de tabără. Apoi au început să se îngrijoreze cu privire la planul lui de a se răzbuna pe ei pentru cât de obraznici fuseseră în săptămâna aceea. Cei patru au mers împleticindu-se prin pădure în spatele lui Jason până când s-a oprit pe malul unui lac. Cerul era plin de stele. Jason le-a spus să se așeze și să se bucure de priveliște. Era pentru prima dată în săptămâna aceea când băieții erau tăcuți. Te face să te simți mic, nu-i așa? A întrebat Jason după câteva minute. Băieții nu au spus nimic. Jason a mai așteptat puțin înainte să adauge. Dumnezeu a pictat un cer incredibil, nu-i așa? Dar nici nu se compară cu ceea ce a făcut Dumnezeu atunci când v-a sculptat pe voi. Băieți, trebuie să încetați să vă mai comportați ca niște mingi de noroi. Sunteți mult mai mult de atât. Citește Psalmi 8 cu 1 la 9. Ce crede Dumnezeu despre oamenii pe care i-a creat? Nu are niciun rost să te lauzi, că poți să sari mai sus decât alții, că notele tale sunt mai mari, că hainele tale sunt mai elegante sau că arăți mai bine. Dumnezeu deține totul. El este cel mai bun la orice. Și nu avem nimic bun care să nu vină de la El. În comparație cu Dumnezeu, Făcătorul și Stăpânul tuturor lucrurilor, suntem doar niște pete de noroi. Dar Dumnezeu nu gândește astfel despre ființele omenești. El ne-a creat pentru a-L reflecta măreția, la fel cum luna, care nu are lumină proprie, reflectă lumina soarelui. El ne-a dat fiecăruia privilegiul de a-L cunoaște, a-L asculta și a ne închina Lui, Dumnezeul Universului. Le-a dat ființelor omenești responsabilitatea de a conduce lumea aceasta. Nu ar fi dat această sarcină unor pete de noroi. Probabil te uiți la lucrurile pe care le creezi. Un vas de lut la ora de arte, un suport de șervețele de la magazin, un eseu la engleză și te gândești că sunt proaste. Dar Dumnezeu a fost foarte mulțumit atunci când te-a creat. Așa că nu ești doar noroi, ești capodopera lui Dumnezeu. Textul de astăzi se găsește la Psalmi 8 cu 3 și 4. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Zi faină să ai!